Acestea sunt produsele mele de suflet, pe care deja probabil că voi știți că le folosesc de ceva vreme. Este nuanța mea de păr, 400, o vopsea care mi se potrivește și care îmi place foarte mult pentru că îmi lasă aspectul părului foarte natural și foarte îngrijit și un luciu pe care toată lumea trebuie să recunosc că mi-l admiră. Acoperă un procentaj de 100%, știu că e greu să credeți firele albe. Avem balsamul de păr cu ulei de macadamia și keratină și șamponul pe care îl folosim cu toții cu mare drag și copiii și noi. Sunt niște produse, mie îmi place să le spun că sunt magice datorită proprietăților lor. Conțin ingrediente organice, testate și certificate organice și eu zic că sunt investiții bune care pot avea grijă cu siguranță de noi. Mai vreau să adaug următorul lucru. Mai multe culori de vopsele organice, fără amoniac, avem 3 tipuri de șampoane. Avem un herbal complex, avem un macadamia, avem un argan, 4. Și avem și o keratină și avem la fel 3 tipuri de balsam. Multe lucruri interesante pe site-ul nostru, este business-ul nostru, este afacerea noastră, este site-ul nostru, sunt produsele noastre și vi le dăruim și vouă cu toată inima. Bună ziua! Ziua numărul 7 de izolare, a șaptea, nici eu mai știu. Cred că sunt mai multe, dar nu mai contează. Deja nu, sunt mai multe. Nu sunt mai multe. Dar nu mai contează, a șasea sau a șaptea, încă trebuie să mai calculăm un pic de matematică. Leia a început să vorbească între timp de când stăm noi blocați în casa asta. Cred că am stat noi mai mult cu ea să arăta și ne-a recompensat. Ea mă strigă mereu, ta, 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 ta. Astăzi este o zi foarte importantă în această perioadă nu atât de fericită pentru noi toți. Am zis să-i facem o surpriză lui Noah. Și asta pentru că a muncit foarte mult, face tot felul de lucruri acasă, se meditează online, lucrează la matematică și a lucrează devenit la un matematică, băiețel mult mai responsabil. Da. Chiar cu toate laudele și când o să vadă asta mai peste ani, Noa, să știi că te iubim. Pentru că ai făcut niște eforturi foarte mari și matematica pentru tine este la așa, la degetul mic, ca să zic, și pare că și româna, felicitări, dar pentru asta am vrut să îl recompensăm și i-am comandat o bicicletă cu care, de fapt, am comandat două biciclete, una pentru el și una pentru mine. De ce? Pentru că vrem să mai ieșim din casa asta, să ieșim în pădurea de lângă cartier și să mergem cu bicicletele. El pare atras de aventurile astea și mă bucură și pe mine, mă motivează să încep să fac și eu niște sport și el niște sport și a venit o livrare specială de la Giant România. Vrem să-i mulțumim lui Cătălin Muraru și lui Dan Muraru. Care oricum bicicleta și-o dorea încă de anul trecut, că trebuie să le spunem celor care ne privesc, că a folosit, a șeruit bicicleta cu surioara lui și am apreciat și mai mult că am împărțit obiectele astea. Și... Bun. Domnii de la Giant au venit, sunt în fața casei, Noa doarme la ora asta, dar o să aibă o surpriză când se va trezi. Bună ziua! Bună ziua, bună! Wow! O să fie o surpriză foarte frumoasă pentru fiul meu, Noah. Super! Își dorește foarte mult bicicleta aia. Mulțumesc mult de tot! Plăcere. Mulțumesc Giant, mulțumesc Dan, mulțumesc Cătălin! O să le probăm aici în pădure. Trebuie să le reglăm, nu? Da. Și avem nevoie de băiat, nu? Da. Și dormeasă. Ok. El doarme încă, dar... din câte mi-aduc aminte, șaua lui era ok. Dar de aici o reglăm, nu? Da. Aia pot să o rezolv și eu. Atunci și la mine? Reglat. Hai să vedem. Ce model e ăsta? Talon 2. Talon 2 și? XTC24 Plus pentru noua. Crezi că o să fie greu cu bicicleta asta în pădure, nu? Din contru zic plac. Vino puțin, te rog! Vino să vorbești cu tati!
Ia vine nouă, ce ți-a zis? Că vine săptămâna viitoare? Vine încoace să vorbim cu el. Vino puțin. Vino puțin să vedem. Ce ți-a zis tati? Ai zis că săptămâna viitoare. Hai, vină încoace să vorbim cu el. Păi și în ce zi suntem astăzi? Nu știu. În ce zi suntem azi, că nici mai țin minte? Miercuri? Miercuri, parcă, da. Hai, vină acum. Vino să vorbești cu tati, să-ți explice de ce vin bicicletele săptămâna viitoare. Neața. E supărat, nu? Vino să-ți arăt ceva, puiule. Vino să vezi ceva. Nu, vino să vezi ceva. Vino cu mine, te rog. Hai cu mami. Vino cu mine. Hai cu mami. Hai că o să ai o surpriză. Hai, drăguțule. Hai, mă, iubitul meu. Lasă-l pe el jos. Lasă-l pe el jos. Deschide ușa. El deschide ușa. Cum spui? Mulțumesc. Cum la cere. Bună, Moise. Bună, Moise. Păi și ți-a dat Adida și repede. Nu, no, ți-am promis că vine azi. Te-am păcălit puțin. Păi și-a dat Adida și. Nu a avut reacția asta pentru că atunci când m-am dus să-l îmbrac, era în pat și era mega super supărat. Abia zis, tati mi-a promis și o să vină de-abia săptămâna viitoare. Nu-i corect că eu am fost cu minte. Și iată că mi-am făcut o bucurie și astea sunt lucrurile care contează, de fapt. Bicicletele astea așteaptă o aventură. Mă duc să mă îmbrac, se îmbracă și noua și ieșim aici, în pădure. Hai, mama, că mă îmbrac și eu. Noua, ce faci? Bine. Ești fericit acum? Da. Bravo. Give me five. Nu știu unde. Ai cuvinte. Vă pregătiți? Noua, te pregătești? Da. Hai. Ieșim la biciclete? Da. Bicicletele sunt pregătite. Noua? Hai, okay. Poți să duci rucsacul ăla în spate? Sau vrei să-l iau eu? Da, dar și care faza poți să dai asta mai puțin mai jos sau e maximul? E maximul, da. Okay, vrei să dau mai jos? Cred că se mai poate un da, pic. Da, vreau să o dau mai jos. Ia, stai așa. Drum bun, băieți! Mulțumim! E fan! Thank you! Pa, bicicliștilor, să mă aduceți flori și ciupercuțe! Vrei să ne facem o poză? Da. Aici. E frumos în păienița asta, nu? Da. Și mai ales dați like. Acum, zi noua. Mama a spus să nu stăm la locuri aglomerate. Mamă. Dar nu e nimeni. Nu. Suntem noi și patru mici, o bere, o Fanta și două chifle. Fata Corona. Să pui puțin mâna, un pic, un pic. Nu am cum să pun mâna pentru că tu o să o mănânci. Așa că pune tu puțin mâna și mănâncă. Dar e frică să nu arde. Nu arde, ia încearcă. Poftim? Poftă bună. Noa, bună seara. Bună. Nu arde, poți să le mănânci. Nu, că a băgat la încălzicile astea. Eu ce mănânci acolo? Eu plec la piață. Țigărui făcute de? Tata. Unde? Pe? Terasă. Pe terasă. Cu mine. Cu tine, da, bravo, tu m-ai asistat. Mi-am luat la tine, Tomas. Ți-ai reglat-o? Vreau să ne arăți ce trotină te-ai primit azi. După ce mănânc. Nu a primit el o bicicletă, tu primești azi o trotinetă. Mai este doar un parc cu Moise și cu mama. Are bicicletă de munte. Bună, Sara! Bună! Bună, mama! Nu are bicicletă de munte. Ce gătești? Cartofi! Ce gătești? Cartofi
Am făcut cartofi prăjiți cu... Mărgurii. Ai mănuși de Corona? Nu, eu cu tatăl mănuși. Am fost la Decathlon. Deci cartofii prăjiți se fac cu mănuși de coronavirus. Eu cu tata am purtat mănuși de coronavirus de latex. Pe mai vreau și eu niște cartofi, te rog. Moise! Bună seara! Ce se întâmplă, Moise? Ce-i cu reacția asta? Fratele meu? Noi nu suntem frați, în primul rând. Tu ești mult mai mare ca mine. Tu ești mult mai mare ca mine, n-avem cum să fim frați. Vreau mâine să ne gândim să facem un challenge pe terasă, Sara. Ce challenge facem pe terasă? Mă chem și pe mine. Bună seara, prințesa! Lea! Ce mă, sufletul meu? Ce? Mâine vreau să facem un challenge pe terasă, că am pregătit terasa. Ce? Nu știu, găsim